Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 23 decembrie pentru semnele de apă, rac, scorpion sau pești. Voi începe cu zodia rac. Wow, un nou început, zodia rac, un nou început, dar văd că stagnați, nu știu de ce. Haideți să vedem. Văd că doriți un nou început, veți face un drum. Vă veți deschide mintea unui nou început, da? Va trebui să aveți mai multă încredere. Văd că vor fi oricum noi începuturi pentru dumneavoastră. Poate veți face un drum în ce privește, în ce privesc sentimentele dumneavoastră, ceea ce vă face să stați bine, unde vă atrage pentru inima dumneavoastră. Văd că totuși nu sunteți mulțumiți, da? Și vă pierdeți motivația, poate în ce privește aceste noi începuturi. Poate fi chiar și un caos sau o instabilitate. Văd totuși că sunteți plictisiți. În ce privește acest nou început sau acest nou drum, aceste noi începuturi, dumneavoastră sunteți plictisiți sau nu veți avea chef sau poate chiar veți fi confuși, poate nu vă va conveni oferta care vi se va face în această zi. Vreau să vă spun că va trebui să practicați răbdarea, da? Și să acționați în ce privește resursele dumneavoastră, da? Responsabilitatea dumneavoastră. Văd că vă veți ambiționa în ce privește munca dumneavoastră. Va trebui să fiți, să mergeți cu cautelă, să fiți echilibrați. Văd că e nevoie să fiți nobili, da? Și să aveți răbdare totuși în ce privește acest nou început. Veți avea un nou început, îl doriți, dar pentru moment nu vedeți acea oportunitate care vi se va oferi. Ceva nu vă convine. Sunteți insatisfăcută, poate vă e frică că se vor repeta aceleași lucruri, poate vă e frică, nu mai aveți încredere, v-ați pierdut încrederea, v-ați pierdut motivația, pentru că spuneți, oricum se va întâmpla la fel sau poate degeaba încep că nu voi merge mai departe sau că deja, pentru că nu mai aveți încredere, v-ați pierdut încrederea, poate. Totuși aici spune să acționați, să vă ambiționați, da, în ce privește munca dumneavoastră și să fiți, să aveți cautelă, să faceți pas după pas, vi se cere paciență, da, răbdare. Îngerul Vanessa zice, ceea ce dorești, dacă dorești să iei o decizie, întreabă-te care e strada care mă apropie scopului meu divin în această viață și care este strada care mă îndepărtează. Sunteți între trecut și viitor, sunteți la mijloc între două străzi, în trecut și o altă stradă în viitor. În ce privește trecutul dumneavoastră, începeți o nouă stradă, dar vi se cere să deschideți mintea și să vă asumați un risc, da? Și să aveți, să dați încredere. Ce privește strada viitorului, vi se cere răbdare, vi se cere multă muncă și ambiție, vi se cere responsabilitate și cautelă. Deci asta e întrebarea care trebuie să o faceți. Care stradă mă apropie de scopul meu divin și care mă îndepărtează? Pentru a lua o decizie. Îngerul Opal, poate aici îmi vorbește și de copii. Că aveți copii și de asta nu știți care este, cum să faceți mai bine. Zice, copiii, poate se vorbește aici de o relație cu copiii. Copiii dumneavoastră de pe pământ și din cer sunt fericiți și îngrijiți cu dragoste de Dumnezeu și de îngeri. Dacă vă preocupați în ce privesc copiii, îngerii vă transmit că ei sunt protejați și să nu vă faceți griji, că ei sunt protejați și îngrijiți cu iubire de Dumnezeu și de îngeri. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, sper că am putut să vă ajut, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Doamne ajută tuturor, ne vedem data viitoare, numai bine, vă doresc sănătate multă, la revedere!
Zodia Scorpion, haideți să vedem pentru voi, Zodia Scorpion, o transformare. O transformare, chiar dumneavoastră ați ieșit aici, poate va trebui să aduceți un echilibru în ce privește trecutul dumneavoastră, o situație din trecutul dumneavoastră. Poate veți merge ori la cimitir, ori veți auzi de o persoană care a decedat, ori îmi spune că va trebui să terminați cu un trecut. Poate nu vă simțiți chiar bine în ce privește corpul dumneavoastră fizic, poate sunteți răciți, poate aveți un disconfort fizic, dar îmi spune că veți avea parte de o regenerare, da? Și să terminați cu anumite lucruri din trecut. Ceva veți renunța, se va termina ceva, o situație în viața dumneavoastră și văd că va fi și o renaștere. Justiția divină își va spune cuvântul în această zi. Dacă ați fost nedreptățiți și vi s-a făcut o nedreptate, o durere, vi s-a provocat o suferință, justiția divină spune că vi se va face dreptate dumneavoastră. Văd că va veni echilibru în viața dumneavoastră, armonie. Cred că e nevoie să mergeți și la o instituție, poate. Văd să spune că trebuie să fiți onești, să spuneți un adevăr, da? Și vi se va spune un adevăr, să spunem așa. Veți semna contracte și văd că veți avea, poate, și în ce privește legea, poate veți avea parte de câștig de cauză, să știți. Noi oportunități. Deci veți termina cu acel trecut și vi se va da câștig de cauză în situațiile, relațiile dumneavoastră la locul de muncă, veți semna contractul, veți avea parte de reușită. Noi începuturi, noi vești, cu emoții, cu dragoste, vă veți deschide inima din nou. Și văd o relație de iubire, noi oportunități pentru dumneavoastră și văd că veți fi fericiți, da? Și văd că veți deschide inima acestor noi oportunități. Deci, asul de cupe va aduce iubire în viața dumneavoastră și va aduce sentimente, cum este acest curcubeu, emoții plăcute. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii. Îngerul Rosetta zice că ai talentul de a ști să lucrezi cu cei mai mici. Misiunea ta divină consiste în a ajuta copiii, de a transmite lor învățăturile și de a crește copiii. Oamenii mei dragi, poate în această zi veți da mai mult timp copiilor, poate veți comunica cu copiii dumneavoastră, poate veți sta lângă copii și vă veți ocupa de copii. Poate veți face cumpărături în ce privesc pentru cadouri de Crăciun, bineînțeles. Și văd că zice că sunteți talentați și veți transmite o educație acestor copii în această zi. Poate veți afla și devenirea unui copil în familia dumneavoastră, de ce nu? V-am pupat, vă doresc multă sănătate, numai bine, la revedere, Doamne ajută tuturor! Zodia Pești, haideți să vedem. Zodia Pești e o relație de cuplu, o relație dintr-o altă viață, să spunem așa. Văd că veți primi generozitate, un ajutor, o sumă de bani, anumite amintiri în ce privește casa dumneavoastră. Și văd o reuniune în familia dumneavoastră, în casa dumneavoastră și anumite lucruri din trecutul dumneavoastră vor reveni. Și văd foarte multă nostalgie în ce privește un trecut, în ce privește amintirile din trecut. Și văd că va veni o tranziție, poate veți merge, veți face un drum în ce privește familia dumneavoastră, într-un trecut al dumneavoastră, să vă reuniți cu familia dumneavoastră. Văd o întoarcere. Într-un loc unde ați mai fost în trecut și văd că va fi o tranziție. Veți da la spate acei nori, acea furtună, acele probleme și veți fi în ape mai limpezi, mai calme. Veți face un progres și vă va aduce liniște, vă va aduce vindecare. Un bărbat dintr-o instituție, gemeni balanță vărsător sau zodia fecioară. Este un bărbat intelectual,
Un bărbat foarte realistic, foarte inteligent, este un bărbat direct, logic, rațional, să spunem așa, dar este și detașat și rece acest bărbat, poate fi sever. Aveți grijă cu autoritățile în această zi. Dacă aveți nevoie pentru a rezolva problemele dumneavoastră, cereți sfatul unui profesionist, pentru că acel bărbat vă va putea da o mână de ajutor în a rezolva problemele dumneavoastră. Și văd că o instituție sau un bărbat care știe să se facă respectat va avea un rol important în viața dumneavoastră. Haideți să vedem îngerii pentru zodia Pești. Zice că dacă tu vei respecta și vei urma indicațiile inimii, te vei apropia mai mult de prosperitate. Oamenii mei dragi, înainte să fiți mentali, da? Și să încercați să aduceți prosperitatea în viața dumneavoastră, e nevoie să vă urmați inima, vocea interioară, sentimentele care le aveți, ceea ce simțiți, trebuie să respectați inima dumneavoastră, să-i urmați indicațiile inimii dumneavoastră. Te vei apropia mai mult în ce privește prosperitatea. Acestea au fost puse, oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și noi ne vedem la următoarea etalare. V-am pupat, Doamne ajută tuturor, sănătate multă, la revedere, numai bine!